Te salut, drag prieten! Bun venit pe canalul nostru YouTube Dumnezeu te iubește! Suntem încântați și profund recunoscători că ai ales să faci parte din această extraordinară comunitate, ghidată de iubirea divină și de o credință adâncă și sinceră. La noi vei descoperi o varietate de mesaje inspiraționale, predici pline de înțelepciune și discuții spirituale intrigante, toate menite să-ți sprijine și să-ți îmbogățească credința. Fiecare videoclip este creat cu dragoste, având ca scop să aducă bucurie, lumină și încurajare în călătoria ta spirituală. Ne dedicăm să oferim resurse valoroase care să te ajute să traversezi prin provocările vieții și să găsești pacea și împlinirea în credință. Te invităm să te abonezi și să te alături nouă în această călătorie sacră, reamintindu-ți în fiecare pas al drumului tău că Dumnezeu te iubește. Suntem aici pentru a te susține, a te inspira și a te însoți în fiecare moment al călătoriei tale spirituale. Astăzi, scriitorul și jurnalistul George Hodorogea ne spune într-un material despre pecetea care va fi obligatorie pentru supraviețuire. Vezi cum să te ascunzi și cum să eviți prigoana. Protoiereul Nicolae Ragozin vorbea adesea despre vremurile ce aveau să vină și care trezeau neliniștea în rândul enoriașilor săi. În predicile sale, el avertiza că atunci când vor pune pecetea, vor deschide toate închisorile și vor angaja pe toți gardienii să aplice acest semn. Pentru că de unul singur nu va putea face față. Mulți, spunea părintele, vor accepta de bună voie, dar pentru ceilalți va începe o prigoană forțată. Vai de cei ce nu vor dori să primească pecetea, căci atunci va trebui să fugim din orașe și sate, adăpostindu-ne în pădure, spunea părintele cu o expresie gravă pe chipul său brăzdat de ani. La început vor da câteva zile pentru cei care acceptă de bună voie, dar apoi vor aplica pecetea cu forța. Nu va trece mult timp și toți gardienii vor fi purtători ai peceții. Le va conferi o putere malefică, iar aceștia vor porni în căutarea celor care au refuzat, mai spunea părintele. Această pecete va fi un semn demonic, susținea el, un simbol al supunerii absolute. Enoriașii ascultau tulburați neîncrezători, dar în adâncul lor simțeau teama întipărindu-se adânc. Protoiereul repeta mereu, când acea zi va veni, va trebui să fugim, să ne ascundem departe în inima pădurilor. Pentru că atunci când autoritățile vor începe să aplice pecetea forțat, vor veni, ne vor lega mâinile și ne vor obliga să acceptăm semnul. Noi trebuie să fim cu rugăciunile noastre fierbinți, căci aceștia vor veni cu elicoptere prin toată pădurea și vor căuta pe cei care s-au ascuns, mai spunea părintele. Părintele Nicolae Ragozin s-a născut pe 12 decembrie 1898. În Ținutul Perm, într-o familie modestă de țărani, pe nume Gurian și Matrona. Viața sa a fost marcată de evenimente istorice majore și sacrificii, dar și de o neclintită credință în Dumnezeu. Absolvent al doar 3 clase la școala bisericească din parohie, Nicolae Ragozin și-a început cariera de cizmar la vârsta de 11 ani. În anul 1917, la 19 ani, s-a căsătorit. Curând după aceea, a fost recrutat în Armata Roșie. Întrebat mai târziu de ce s-a înrolat în armată, părintele Nicolae a răspuns simplu: cunoșteam din scriptură că cei roșii vor învinge. În timpul serviciului său militar, Nicolae nu a vărsat nicio picătură de sânge omenesc, fiind desemnat să lucreze la cizmărie. După demobilizare, s-a întors acasă refuzând să se alăture colhozului. A avut 2 fiice și considera noua putere politică drept o permisiune divină pentru păcatele oamenilor. În anul 1920, Nicolae și-a făgăduit să-i slujească lui Dumnezeu, deși nu a reușit să-și îndeplinească acest jurământ decât după cel de-al 2-lea război mondial. Din cauza unei afecțiuni grave a inimii, nu a fost trimis pe front. Dragostea sa pentru biserică era evidentă, participând constant la slujbe, indiferent de riscurile de persecuție la care se expunea.
Începând cu anul 1953, Nicolae a activat ca dascăl, iar 2 ani mai târziu, la vârsta de 57 de ani, a fost hirotonit preot de către arhiepiscopul Ioan Lavrinenko. A fost trimis în localitatea Ciusovskie, Gorodki, pentru a sluji în biserica Hramul Tuturor Sfinților, unde a rămas până la sfârșitul vieții sale. Părintele Nicolae a fost recunoscut pentru postul său riguros, modestia și dedicația sa în rugăciune. Nu începea Sfânta Liturghie până când nu vedea un semn divin clar. Mișcarea și ridicarea în văzduh a acoperămintelor potirelor liturgice, un indiciu al prezenței Harului. Un eveniment remarcabil din viața sa s-a petrecut într-o zi după liturghie când martorii l-au văzut pe părintele Nicolae ridicându-se în aer deasupra bisericii până la înălțimea unui bloc cu 4 etaje. Acesta era testamentul zelului său în rugăciune și al credinței sale nețărmuite. 7 ani după moartea sa, trupul părintelui Nicolae Ragozin a fost dezgropat și a fost găsit intact, cu sfinte moaște întregi. Aceasta a fost considerată o dovadă a sfințeniei sale. Mărturii despre ce a prorocit el au rămas în relatările celor 5 ucenici ai săi. Desfrânarea și lipsa de rușine, ca și înainte de potop, vor fi semnul sfârșitului, spunea părintele adesea. La timpul instalării lui Antichrist, totul va fi electronic, tuturor le vor da numere și cărții de plastic, iar banii nu vor mai exista. Părintele Nicolae repeta mereu cu gravitate: ferească Dumnezeu să trăiești în timpul lui Antichrist, ferească Dumnezeu să-l vezi cu ochii. El avea o atitudine negativă față de buletinele sovietice, considerând că acestea conțineau ascuns simbolul celor 3 cifre de 6. De asemenea, părerea sa despre puterea existentă era fermă și clară. Afirma că regimul era nelegitim, pentru că detronase și ucisese pe țar. Asupra poporului apasă păcatul greu al uciderii țarului și din această cauză Dumnezeu nu va da niciunui conducător bun, nici măcar un șef bun de atelier, spunea el. Părintele se exprima adesea și despre corupția din cadrul clerical. Atunci începi să fii un adevărat păstor, spunea el, când te vezi mai prejos decât toți. El era convins că pierderea valorilor creștine era legată de luxul excesiv. Din cauza luxului se pierde fără să vrei și creștinismul, spunea părintele. El le spunea maicilor sale că viețuim în sărăcie, dar nu murim de foame. Își amintea adesea de cuvintele Sfântului Serafim de Sarov și adăuga că ar fi putut cere Maicii Domnului condiții de trai mai bune pentru maici, dar nu le-ar fi fost de folos pentru mântuire. Predicțiile părintelui Nicolae și sfaturile sale erau ascultate cu mare atenție de către toți ucenicii săi. Unele dintre ele păreau deja să se adeverească, în timp ce altele rămâneau ca avertismente pentru vremurile ce aveau să vină. Părintele a lăsat în urmă o moștenire spirituală bogată, îndemnând la umilință, rugăciune și pregătire pentru vremurile dificile. Despre evrei, părintele Nicolae spunea că Domnul Dumnezeu i-a împrăștiat, iar înainte de sfârșit îi va aduna din nou. Se vor aduna și vor ajunge să conducă toate țările, cumpărându-le rând pe rând, avertiza el. Puterile naționale vor fi fermecate de bani și își vor neglija popoarele, lăsându-le să devină orfane în mijlocul haosului. Aceste declarații ale părintelui par să fie coroborate de diverse evenimente și declarații politice, inclusiv cea a lui Shimon Peres privind cumpărarea României, Ungariei, Poloniei și cartierului Manhattan din Statele Unite. Părintele Nicolae și-a avertizat enoriașii despre destrămarea URSS-ului cu mult înainte ca aceasta să se întâmple. El spunea că după colapsul Uniunii vor apărea puteri și mai înfricoșătoare și mai viclene. După destrămarea URSS-ului va începe haosul și canibalismul, afirmase el, adăugând că după introducerea buletinelor sovietice din modelul anilor 75, urmau să fie lansate buletine jidovești cu simbolul cifrelor de 6. Mai bine să mori de foame decât să accepți aceste acte,
sfătuia părintele. Părintele Nicolae prorocise și despre Mihail Gorbaciov, cel supranumit Mihail cel Însemnat, care va răsturna toată Rusia cu politica sa de perestroica. Doar masonii vor conduce, spunea el, și nu va mai fi niciun conducător rus, iar ei vor tulbura credința rusă. Pe măsură ce vremurile se schimbau, părintele avertiza că oamenii vor fi inundați cu hârtii și acte, creând o confuzie totală înainte de aplicarea peceții. Oamenii lipsiți de minte din cauza acestor acte vor accepta în cele din urmă pecetea. Vor fi multe numere pentru a masca semnul 666, dar persoanele cu mintea deschisă vor calcula și vor înțelege, în timp ce ceilalți nu vor pricepe nimic. El povestea și despre persoanele care primeau buletinele vechi rusești verzi, spunându-le că vor trece greu vămile. Despre buletinele roșii numite de el jidovești, îi îndemna pe toți să nu le accepte sub nicio formă. În mod similar, cartelele de plastic erau considerate periculoase și jidovești și avertiza ca acestea să nu fie primite. În ceea ce privește biserica, părintele Nicolae prezicea că patriarhul Pimen, care a murit în 1990, va fi ultimul patriarh ortodox al Rusiei. Bisericile vor fi pline, dar nu va mai fi niciun credincios, spunea el, aliniindu-se cu profețiile Sfântului Cuxa al Odesei. Clericul considera că majoritatea clericilor vor deveni orbi, muți și surzi, temându-se mai mult de pierderea pozițiilor lor decât de Dumnezeu. Părintele dădea binecuvântare să se continue frecventarea bisericii până când se vor produce anumite schimbări cruciale, anume modificarea crezului, încetarea cântării rugăciunii Tatăl nostru, schimbarea ștampilei pe prescuri, înlocuirea crucii tradiționale cu Is, HR, Nica, cu steaua cu 5 colțuri, îndepărtarea Sfântului Chivot de pe Sfânta Masă. El mai prorocise că atunci când femeile vor ajunge să slujească ca preoți, nu va mai avea rost să mergi la biserică. Când masonii vor fi peste tot la conducere, sfârșitul este aproape, avertiza părintele. Va urma o perioadă de mare strâmtoare și persecuție, continua părintele Nicolae. Dar Dumnezeu nu își va abandona poporul său. În vremurile acelea, oamenii vor face o mașină care se va numi Fiara. În vremea lui nu existau calculatoare peste tot. Această mașină va cunoaște absolut totul despre om și va răspunde la orice solicitare. Toți oamenii vor fi introduși în această mașină și va fi rău. Aceasta va fi ca un televizor. În timpul persecuțiilor, mulți se vor lepăda de frica chinurilor. În fața acestei fiare vor fi duși creștinii și ea va zice: nu credeți acestui om, pentru că el n-a renunțat, ci se roagă în sinea lui la Dumnezeu. Ei vor voi să-l smulgă cu totul pe Dumnezeu din sufletul omului. Părintele avertiza și despre dezbinarea poporului în legătură cu buletinele de identitate, care urmau să conțină simbolurile ascunse ale peceții. Va fi o mare nenorocire, spunea el. Clericii se vor dezbina în această problemă, iar poporul nu va mai ști pe cine să creadă. Acceptarea acestor buletine va duce, conform predicțiilor sale, la schimbarea credinței. Se vor schimba slujbele, iar clericii vor începe să slujească pentru soți și copii în loc de Dumnezeu. Clericii îl vor primi și îl vor accepta pe Antichrist. Vor da binecuvântare pentru buletine, dar voi să nu le primiți. Toate eforturile demonului sunt îndreptate către păstori, să-i facă să meargă greșit, iar poporul să-i urmeze. Păstorii vor fi trădători. La început erau un Iuda, iar ceilalți credincioși Mântuitorului. La sfârșit va fi invers. Foarte puțini vor fi credincioși, iar majoritatea trădători. Vor fi puțini păstori. Părintele Nicolae Ragozin era ferm în avertismentele sale și în credința că Domnul va face minuni mari în timpul prigoanei Antichristului. El spunea că oamenii vor ajunge să se roage fierbinte la marginea pădurilor când vor vedea venind avioanele de căutare. Doamne, nu permite asta!
Din avion, răufăcătorii vor observa semne de viață, vor avertiza și vor veni în poieni, dar odată ajunși, nu vor vedea decât tufișuri. Deși vor raporta că au zărit oameni, la sosire nu vor mai găsi decât vegetație haotică. Părintele spunea că vor anunța că oamenii s-au transformat în tufișuri, iar Antihristul le va porunci să aplice pecetea pe vârfuri. Însă, când se vor întoarce, nu vor mai găsi tufișurile, ci copaci înalți, pe care nu vor putea pune pecetea. Dumnezeu, în mila sa nemărginită, îi va transforma pe cei credincioși, ocrotindu-i astfel de prigonitori. Cei cu rugăciuni fierbinți și dorințe puternice de a rezista vor găsi în Domnul protecție și ascunziși. În timpul lui Antichrist, Domnul va face asemenea minuni mari, asemenea acoperăminte puternice, spunea părintele, subliniind că oricine va avea dorința arzătoare să spună „Nu vreau, ajută-mă, Doamne”, va fi ocrotit de Dumnezeu în orice împrejurare. El continua avertizând că Antichristul, ales la cel de-al 8-lea sinod, va avea propriul avion și elicopter, cu care va înconjura rapid întreaga lume. Va ateriza și îi va anunța pe toți, sunt împărat, spunea părintele, cerând tuturor să îi se închine. După primirea peceții nu mai există iertare, nu va mai fi, avertiza părintele cu asprime. La început pecetea va fi aplicată doar celor care o doresc, dar apoi va fi aplicată cu forța. Oamenii vor trebui să fugă din case și din sate către păduri pentru a se ascunde. Vor umbla prin apartamente, prin case, avertiza părintele, menționând că Antichristul va avea multe ajutoare. Pecetea va emana duhoare, va puroia și va elimina miros urât, mai spunea părintele, adăugând că aceasta va fi o confirmare fizică a imposibilității de întoarcere pentru cei ce vor fi acceptat-o. Părintele își continua avertismentul cu privire la simbolismul stelelor. Steaua cu 5 colțuri era steaua lui Lenin. Înainte de sfârșit, o vor înlocui cu steaua cu 6 colțuri, care va fi steaua lui Antichrist. Când îl vor îngropa pe Lenin, atunci va veni Antichrist. Cât timp Antichrist nu s-a maturizat, Lenin va fi pe pământ, acum fiind încă în mausoleul din Piața Roșie a Moscovei. În biserică, la un moment dat, vor fi în locul icoanelor portretele lui Antichrist. Atunci nu va mai fi voie de mers la biserică. Te vor bate cu bastonul dacă mergi la biserică. Părintele Nicolae prorocise și despre schimbările radicale din biserică. Femeile vor sluji la Sfântul Altar, dar nu în toate bisericile și nu pentru mult timp. Atunci când se va schimba crezul, vor arăta oamenii goi și vor umbla oamenii goi. Critica sa nu se oprea doar la aspectele religioase, ci și la influența socială și morală. Vrăjmașul și-a bătut joc de femei prin modă, dar și de bărbați, pe mulți dintre ei conducându-i femeile. Preotul vine acasă și face ce îi spune soția. Atunci, cine conduce? Cine este preotul? Desfrâul va fi la maxim, iar cel mai groaznic va fi atunci când îi vor învăța și pe copii despre desfrâu. Acesta este un păcat greu. Părintele Nicolae anticipa și folosirea mass media pentru distrugerea morală a oamenilor. Evreii sioniști care au în mână dosarele de la experimentul Pitești știu cum să supună și să distrugă un om. Prin desfrâu îi strică mintea, iar prin violență îi strică inima. De aceea mass media este plină cu acestea. În ciuda acestor profeții întunecate, părintele Nicolae oferea și un mesaj de speranță pentru credincioși. În timpul foametei, după război, vom mânca iarbă și pământ și ne vom sătura. În nord, unde este zăpadă mereu, va crește vița de vie pentru întărirea credincioșilor. Trebuie doar să ne rugăm și Dumnezeu ne va ajuta. El încheia adesea cuvintele sale spunând, rugăciunea fierbinte și credința ne vor fi scut în fața oricăror încercări. Dumnezeu ne va proteja pe cei care rămânem fideli și nu ne lepădăm. Sfinții Ilie și Enoch trebuie să vină pentru a întări credincioșii în aceste vremuri tulburi. Părintele Nicolae Ragozin insista că nu trebuie să ne eschivăm de la serviciul militar. Trebuie să ne apărăm patria,
locul în care ne-am născut, spunea el. Indiferent de ce guvern avem, patria este sfântă și nu putem să o trădăm. Indiferent de ce viață vom avea, trebuie să rezistăm pentru patria noastră. El amintea că țarul Nicolae ar fi putut pleca din țară când a fost înlăturat de la conducere, dar a ales să rămână, un exemplu de devotament și loialitate față de patrie, contrastând cu acțiunile regelui Mihai I la 23 august 1944. În ortodoxie, puțini vor fi șefii buni, pentru că asupra lor apasă greu păcatul uciderii țarului. Părintele Nicolae sublinia că păcatul uciderii trădătorilor de patrie nu cade asupra celui ce ordonă și nici asupra celor care execută. Fiind un păcat greu impus de circumstanțe, Ilie și Enoch trebuie să vină pentru întărire, reitera el, sugerând că această intervenție divină va avea loc înainte de venirea lui Antichrist. Se va ridica Sfântul Serafim de la Sarov și vor veni Enoch și Ilie, adăuga părintele. Sfântul Serafim de la Sarov se va ridica și va propovădui pentru o perioadă scurtă, întărind credința celor aflați în pragul disperării. Conform părintelui, Sfântul Serafim se va ridica pentru câteva ore, predicând în biserică înainte de Antichrist. Acesta trebuie să se ridice. În aceste ore prețioase de predică, toți cei prezenți îl vor vedea și asculta, găsind o oază de speranță și întărire spirituală. El îndemna să nu deznădăjduim, amintindu-ne că dacă am fi din lumea aceasta, lumea ne-ar iubi. Dacă Dumnezeu vrea să te mântuiască, lumea nu te va iubi, spunea părintele, subliniind importanța acceptării prigoanei și a ostracizării ca pe o cale către mântuire. În mănăstire, ascultarea trebuia făcută până la capăt. Părintele oferise nenumărate exemple. Te pune să accepti acte electronice, nu asculți. Te îndeamnă să muncești într-o zi de sărbătoare, nu asculți. Te îndeamnă să urmărești pe cineva și să dai rapoarte, nu asculți. Te îndeamnă să votezi vreunul pentru Parlamentul Europei, nu asculți. Aceste exemple erau doar câteva dintre testele de credință și ascultare cu care monahii trebuiau să se confrunte zilnic. Părintele Nicolae a oferit aceste învățăminte încă din anii 70. O ucenică a părintelui, remarcând efectele negative ale acceptării actelor electronice, spunea: văd o oarecare răutate, parcă înflorește o oarecare neliniște, oarecare boli au loc în aceștia, indiferența se mărește, omul devine de un calm diabolic, cu sânge rece, parcă ar fi o crimă a minții. Au o răutate față de cei care nu au acceptat, dar trebuie să ne rugăm pentru ei și să comunicăm cu ei. Părintele Nicolae a avertizat constant despre pericolele timpurilor moderne și despre urgența reîntoarcerii la valorile tradiționale, la o viață de rugăciune și ascultare față de voia Domnului. Sfaturile și profețiile sale erau îndemnuri clare pentru credincioși să vegheze asupra sufletelor lor, să nu cadă pradă ispitei și să rămână neclintiți în credința lor. Conform profețiilor părintelui Nicolae, aceste vremuri vor testa credința și rezistența fiecăruia. Învățăturile și avertismentele sale rămân un ghid luminos pentru cei care optează pentru calea credinței și a rugăciunii în fața provocărilor. Cei care își vor păstra credința vor fi ocrotiți și îndrumați de Dumnezeu. Așa cum părintele Nicolae a profețit, revigorați de aparițiile divine și minunile menite să întărească sufletele celor aleși. Dragii noștri, atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături și vă așteptăm cu drag și data viitoare. Numai bine, Doamne ajută tuturor, pe curând!